Vin din IT. Și în mod normal te gândești și ce caut eu să vorbesc aici, ca să reiau tema tuturor. Fiindcă vin din această industrie îndrăzneață, este foarte îndrăzneață această industrie, are fondatori, oamenii ăia care au pornit, sunt oameni care și-au propus să schimbe lumea, care au avut celuri din acestea un calculator pe biroul fiecărui om. Și asta a schimbat lumea. Așa că noi, în firmele astea, suntem învățați așa, să fim mai îndrăzneți. Um, și eu cred în momentul de față că fiecare dintre noi putem avea un impact imens. Pentru că niciunul nu avem răspunsurile. Nu există, așa cum zicea și antevorbitorul meu, nu există nimeni în lume, în momentul de față, care să știe curicula care va pregăti copilul ce intră în școală astăzi pentru viitorul în care va acționa cu o meserie. Ce știm sigur e că nu știm. Și atunci, provocarea noastră este de a ne imagina cum îi putem pregăti pe acești copii cel mai bine ca ei să facă față la necunoscut. Noi deja experimentăm aceste schimbări rapide. Eu am terminat limbi străine, am trecut prin mai multe industrii și am ajuns aici, unde acum 20 de ani aș fi jurat că nu voi ajunge. Toate politicile din jurul acestor din jurul educației încearcă să pună încearcă cel mai bun lucru posibil din perspectiva lor. Astfel încât Uniunea Europeană vorbește despre învățare pe tot parcursul vieții, că dacă știm ceva, e că ceea ce învățăm nu mai putem să avem această curiculă fixă care ne va asigura viitorul. Și vorbim de asemenea despre acele abilități care ne vor face, sau îi vor face pe copiii noștri, cei mai, cel mai bine pregătiți pentru viitor. Și aceste abilități le voi da pe primele trei stabilite de către specialiști. Sunt gândirea critică, abilitatea de a lua decizii și creativitatea. Poate că ar trebui să ne așezăm uh, la masă mai constructiv, știind că lipsa banilor e reală, și noi din business ar trebui să o știm pe asta, că știm cum e când n-ai făcut profitul atât și prin urmare resursele. Și e un cerc vicios la un moment dat să nu ne mai arătăm unul pe altul cu degetul, să stăm la acea masă și să zicem, mă, suntem români la final.